era cu domnul Bergodi. Da. Cum este ca antrenor? Din punctul meu de vedere, un antrenor destul de exigent și care, pe mine, unul... Îți dau un exemplu. Am fost la voluntar pe final de carieră și l-am avut din nou antrenor. După ce l-a avusese și la Rapid. După ce l-am avut la Rapid și am câștigat Supercupa cu domnul Bergodi. Și la un antrenament o luasem eu un pic, așa, avusesem în față, avusesem în vârf. Uh-huh. Și mi-a spus doar atât, Costin, treci la locul tău. Atât mi-a zis. Din momentul ăla eu n-am mai ieșit din zona aia de acolo. Am stat pe zona mea, mijlocaș la închidere și acolo am făcut toate antrenamentele. N-am ieșit, nu m-am dus vârf, nu nimic. Uh-huh. Adică mi-a impus un respect. O disciplină. Fantastic. Și o disciplină, exact, disciplină, asta e cuvântul. M-am autodisciplinat în momentul ăla, gata, acolo, știu că asta e bucata mea, asta trebuie să fac eu. Mi se pare că e destul de exigent și mie unul mi-a plăcut. Poate că am discutat și mai devreme, poate prea înțelegător pentru ceea ce se vrea în momentul de față la Rapid, prea înțelegător mă refer în primul rând la relația cu vestiarul, cu prea uman, prea, ai domne, chiar dacă poate ai jucat. Da. Deși pare foarte serios și practic, dacă te uiți așa la el și la jucători, ai impresia și când se manifestă, când e gol, că nu sunt foarte apropiați, dar e foarte apropiat de jucători. Mm-hmm. Și de-aia nici nu o să vedeți, nu cred că o să-l vedeți că o să dea în public într-un jucător să facă asta. Pentru că el ține de vestiar, știe că mai sunt momente la fiecare jucător în parte. Unul are o perioadă mai bună, altul mai slabă și tot așa, dar tot timpul și apără jucătorii și probabil asta e o greșeală a antrenorilor. Pot care confirma, chiar își apără jucătorii. Are calitatea asta care uneori poate fi defect în fotbal. Umană, adică cauți să ajuți jucătorii oarecum, deși rezultatele nu te mai ajută, tu cazi. E capul tău prea băiat bun, crezi, pentru România? Nu, cred că e cum trebuie pentru România. Deși... Asta e, după cum am spus, la meciul ăsta, probabil că dacă dădeau gol în primul minut, altfel de Rapid vorbeam. Și a avut și încă o perioadă, domnul Bergodi, până la urmă a trecut cu brio de perioada aia. Asta e a doua perioadă în care îi se cere demisia. Da. Și atunci tot după un meci cu FCSB, exact, și atunci o serie de meciuri care... Exact, mi se pare că atunci a fost perioada, după perioada aia grea, a fost meciul cu FCSB și a bătut cu 4-0, nu? Parcă, sau cât am bătut. 4-0.